cât costă o zi la plajă în Grecia. Despre asta o să discutăm azi. Nu avem un plan anume, să stăm la șezlong, să stăm la prosop. Pur și simplu o să mergem să vedem câți bani cheltuim azi pentru o zi la plajă. Singurul lucru cu care, să zic, am trișat este că avem aici un rucsac în care ne-am pus niște sticle de apă rece. Deci apa nu o să o... că sunt aici în rucsac. Apa nu o să o plătim. În schimb, o să vedem câți bani ne costă o zi de plajă. Prima oprire pentru ziua de azi, Fava Beach, pe brațul Sitonia suntem. Am parcat aici mașina. Nu se plătește parcare, nici am observat eu. O să vedem cum arată plaja. Am ales plaja asta, să mergem la plaja asta, pentru că noi mai devreme am oprit, n-am arătat, pentru că o să fie cu totul alt vlog ăla. Ne-am închiriat o barcă și am fost să dăm un avans și ne-a spus băiatul acolo, am întrebat care e cea mai frumoasă plajă de aici din zonă și ne-a recomandat asta, Fava Beach, o să vedem despre ce este vorba. Iar experiența cu barca, cât costă și cum închiriezi, cât de greu sau cât de ușor închiriezi o barcă pe care o să o conduci chiar tu în Grecia, aici în Sitonia, o să o vezi în următorul vlog, probabil, sau în peste două vloguri, dar o să o vezi cu siguranță că o să filmăm vlog. E o bisericuță aici, frumoasă. Sunt foarte multe mașini parcate pe o parte și pe alta a drumului. Uite și în partea asta aici. Am înțeles că este o plajă neamenajată și o să mergem imediat să vedem despre ce este vorba. Pe aici coboară, pe aici cred că coboară drumul către plajă. Sau pe la casa lui nenea ăsta. Nu știu pe unde. Hai să vedem pe aici, cred. Așa. Trebuie să știi că în Grecia, cam prin toată Grecia, există mai multe feluri. Există două feluri de plaje. Plajele amenajate sau plajele neamenajate. La cele amenajate beneficiezi, bineînțeles, de șezlong, parcare pe care o plătești. Unele plaje îți oferă șezlongul gratuit dacă faci consumație în funcție de o anumită sumă. La altele plătești șezlongurile. O să ajungem zilele astea și la plaje amenajate, să vedem cât costă șezlongul și care sunt condițiile, dar acum o să mergem la plaja asta. Bine, de fapt în vlogul ăsta cred că o să ajungem la mai multe plaje, pentru că noi de obicei nu stăm într-un singur loc. Stăm, nu știu, într-o zi vedem 2-3 plaje și poate ajungem azi și la o plajă amenajată, să vedem cât costă și care sunt prețurile acolo. Uite, foarte multe mașini, așa cum spuneam. Foarte multe mașini aici. Nu mai există conceptul de secret beach în Grecia, de plajă secretă. Nu mai există de mult conceptul ăsta, pentru că oamenii au dat năvală și vin de peste tot. Atunci când a fost pandemia, noi am fost, mă rog, era, da, începuse pandemia, cred. Noi am fost în Lefkada și în Zakynthos. Și na, multă lume se ferea să călătorească în perioada aia. Și era mai liber, atunci încă mai existau plaje de astea secrete, să le spun așa, între ghilimele. Pentru că nu erau alți gândiți turiști, însă acum a fost așa un boom. Toată lumea vrea să călătorească după nebunia cu pandemia. Și de câțiva ani încoace, de când s-a încheiat pandemia, e aglomerat peste tot. Și nu doar în Grecia, peste tot. În lumea asta noi am fost și prin Thailand, am fost și în Sri Lanka, dacă ai văzut vlogurile noastre în ultima perioadă, și prin Dubai, peste tot e super aglomerat. Hai să vedem, uite, asta e intrarea pe plajă. Suntem în gașcă noi, am venit în gașcă de data asta, în Grecia. Uite, lumea a venit cu umbrele, avem și noi o perioadă de soare pe care o să o întindem aici, să ne facem niște umbră. Să vedem dacă există vreun beach bar sau ceva. Să luăm o bere dacă nu avem apa pe care am atunat noi în rucsac. Uite, plajă neamenajată. Drăguțică. Unde să ne... Un pic ca mai la bine noi, ca la Eforie Nord, nu? Sunt și niște stânci acolo undeva departe, o să vedem, poate reușim să facem... Să mergem să ne aici, scăldăm acolo, da, okay, o să nu? Punem aici, în mijloc. Hai să mergem totuși, parcă suntem prea în drum aici, să mergem mai într-o parte, zic. Am observat că acolo e mai liniștit așa. O să intrăm în apă pe aici, să mergem prin apă și ajungem acolo, la plaja aia, că pare mai ok și mai liniștit. Aici, uite, foarte multă lume. Gata, ne-am găsit locul. Uite, fix aici ne-am instalat. Frumos. Cât ne-a costat până acum plaja pe ziua de azi? 0 lei.
Apa e limpede, e și o stâncă acolo, poate unde să niște de pe stâncă. Foarte frumos. Dar e foarte cald, foarte, foarte, foarte cald. Hai, hainele pe tine. Recomandăm costumele dintr-o singură bucată. Și pentru poeza fel? Da. Părăsim locul de campare temporar. Ne-am strâns toate catrafusele ca la Euforie. Pe vremea când eram mici, mergeam la plajă și mergem acum să căutăm un loc unde să mâncăm. S-a uitat Damian de o tavernă drăguță, undeva la jumate de oră cu mașina. Și o luăm într-acolo. E drăguță plaja asta. Am putut să sărim de pe stânci, jos este și nisip, până apoi este intrare așa cu pietre, dar nimic de speriat. Noi avem și un piticot cu mine și s-a distrat formidabil în apa asta, deci merge și pentru copii lejer. Doar că pentru a ajunge aici o să intri puțin așa prin apă pe lângă stânci. Nimic de speriat oricum. Și am ajuns în localitatea Sarti. O să mergem să mâncăm ceva de pe aici. Aici sunt și niște plaje și niște restaurante. Aici sunt și niște restaurante. E prima masă pe ziua de azi. Mă rog, am mâncat dimineața, dar... Păi nu punem la socoteală, că am zis că tot o zi la plajă, da? Deci nu ești semn în casă. Da, fair enough, noi n-am cheltuit nimic până acum. Și nici apa, nu punem la socoteală nici apa, că am cumpărat-o de la Lidl. Și am venit cu frigiderul ăla al nostru. Știi tu despre care vorbim? Frigiderul al nostru, șmecher. Da. Hai să... Avem un vlog filmat acum două vloguri în urmă? Da, de curând. Da, da, da. Frigiderul șmecher. Cu pontul de călătorie, cum să ți ții berea la rece 3 zile cu 3 euro, cred. 2 euro. 2 euro. Deci trebuie neapărat să vezi vlogul ăla, e filmat în Vibe Camp, e filmat la Vibe Camp. Uite și caută aici pe pe canal. Da, cred că nu se plătește parcarea asta. Nu e nimeni aici care să n-a fost nimeni aici care să ne ceară bani. Mă gândesc că nu se plătește. E plin de mașini de România. Evident. Mă uitam că e o clădire foarte drăguță, seamănă cu castel, o cetate ceva. Da, aici. Hai să mergem să căutăm de mâncare. Toți prăjiți a scris într-un cuvânt. Ne-am oprit aici la un restaurant și ghiși ce? Ce surpriză. Avem un meniu în limba română. Asta înseamnă că ei nu prea au clienți români. Da. Foarte, foarte mulți dacă au făcut meniul în limba română. Ne-au întrebat când am intrat de unde suntem și după aia nu au pus meniurile pe masă în limba română. Hai să vedem ce găsim de mâncare. Asta grecească este 7 euro. E mai ieftin decât la noi. Este mai ieftin decât la noi, da. Da. Burger de vită, dacă vrea cineva, în partea cealaltă. Preparate din carne, uite, suflachii, 3 bucăți, 8,50 euro. Cât era din volum? 8 euro. Da? 8 da. Euro? Aici e 8,50 euro. Eu o să vreau o ciorbă, uite, au de pui și de pește. O să-mi iau și o ciorbă și să vedem ce-mi iau felul 2. Tigăței de pui la tigaie cu cipru și vin. Da. Revenim imediat cu ce ne comandăm. Uite, hai să mai vedem niște prețuri. Uite, aperitive pentru uzo, antreul, mix antreul cu brânză, salami, sardine, 17 euro. Caracatiță cât? 14,50 euro. La grătar. Burger ca chitela în care l-am lăsat. Caracatiță sote, 14,50 euro. Deci cam asta, uite, calamar la grătar, 11 euro, spaghete cu pomar la cerere 65, cu pomar 65 de euro, pește proaspăt, plizasc, adică ce au pe în ziua de azi, o musaca costă 9 euro, miel la cuptor cu cartofi noi 14 euro, spată de porc la cuptor cu piure de cartofi 12 euro, ardei umplut cu orez și legume, 8 euro vegetarian, asta ca să-ți faci o idee. Hai să ne comandăm mâncare și revenim. Să vedem acum cum e supa de pește grecească. Grecească n-am mai mâncat până acum, nu? Am luat și o salată grecească, bineînțeles. Grecită la fiecare masă. Lămâie? Am și lămâie în spate. În Grecia n-am mai gustat supă de pește până acum. Bă, eu cred că m-am luat eu, doamna. În Grecia nu mi-aduc aminte.
Da, e bună. Dar este supă de pește, nu ciorbă de pește. Cred că de-aia mi-a și adus rămâia ca să o acresc. Dar e bună și e diferită la gust față de ciorba noastră de pește. Dar e bună, îmi place. Ce-a luat Semina? Calamar. Uite cum arată. Este un calamar umplut cu brânză feta și legume. Ia să tăiem să vedem cum se prezintă. Mamă, are o grămadă de brânză feta. Nu mai am auzit această rețetă până acum. Să vedem și verdictul, okay. Să nu frigă. Calamarul este foarte gustos. Foarte gustos. Umplutura de brânză feta, interesantă. Nu e ceva ce mă dă pe spate neapărat. Dar calamarul e făcut foarte bine. Mai avem și o porție de musaca pentru mine aici. Am dat-o deoparte că nu mai avem lucru masă. Dar avem poftă. Am primit și desert din partea mea, să vedem ce avem aici. Iată-te. Ceva cu biscuite. Bun? E bun? E un brad de biscuite cheesecake? Cu cremă ceva. Spre un fel de cheesecake, da. Da. Foarte bun. 65 de euro toată masa, am mâncat 3 persoane, deci toată mâncarea, 2 ciorbe, 3 o salată, 3 berfuri alcool, 65 de euro, deci atât ne-a costat până acum și o răpace, asta înseamnă că mai cheltuim bani până ajungem la mâncare. Siguranță, de cum pentru că mergem la shopping după ce mâncăm. Avem impresia că am ajuns în Palaia Caterinii, pentru că seamănă foarte mult cu Palaia Caterinii, clădirile și cum sunt aleile astea. Și meniuri limba română am văzut. În afară celor care l-am dus nou, da? Da. În afară celor care l-am dus nou, am văzut și pe la terasă, pe la alte terase pe aici, că sunt foarte multe terase care au meniu limba română. Mai avem o cheltuială. 50 de eurocenți, o sticlă de apă de la un magazin. Dar chiar zici că e Paralia Caterinei aici. Pe cuvânt, dacă nu așa sunt clădirile, exact acolo și marea în partea aia. Deci Paralia Caterinei 2 este sarcă. Uite ce spuneam de meniu în limba română. Ghiroza farfurie scrie în român, 7 euro. Euro următoarea cheltuială. Ne-am luat un suvenir, pentru că nu poți să pleci în excursie fără suvenir și voi știți că noi avem peretele la imens de magnez de frigide. Și atât, foarte ieftină ziua de astăzi, bag de seamă. Stai că n-am ajuns la cazare. Că văd că te tot învârți pe lângă tarabe. Da, aș vrea să mai cumpăr ceva, încă un suvenir. Aici nu se plătesc chezlongurile, trebuie doar să faci consumație, nu ca o sumă inclusă, adică impusă pe care trebuie să o cheltui și dacă îți cumperi o sticlă de apă, o stai aici. Prețurile erau ok, 3,50 euro, am văzut o cafea, o bere 4 euro, 5 euro, cam pe acolo, deci e rezonabil, având în vedere că e aici pe plajă, zic eu. Și vreau să arăt altceva, uite că ziceam de, tot am zis de restaurante și că au clienți mulți români restaurantele. Uite și tu aici. Meniuri. Ia uite-le. Pam, pam. Cum ai călu pe fundal care a dormit după o zi epuizantă de stat la plajă și la Bălăceală. O să închidem și noi vlogul aici. Am terminat cu plimbatul pe ziua de astăzi. Mergem la cazare, ne odihnim. Mai cheltuim bani și acolo, vorba aia. 67,5 euro.
66,5. 66,5 euro am cheltuit astăzi. Am dat 63 pe care, 3 pe magnet și 50 de cenți pe apă. Evident, nu am inclus cheltuiala cu micul dejun pe care l-am mâncat la cazare și probabil că o să mai ciugulim ceva în seara asta. Vlogul de azi a fost așa, să-ți faci tu o idee cam care sunt cheltuielile pentru o zi petrecută în Grecia și evident că poți să plătești mult mai mult, poți să plătești și mai puțin dacă vii cu sandwich un traistă sau, nu știu, te duci și mănânci un pita gyros care a fost aici, era 3,70€ cel mai ieftin. 3,70€, deci mâncam 3 persoane cu 13€. Da. Îți mulțumim că ai stat alături de noi până aici. Dacă ai orice fel de întrebare, lasă-ne un comentariu, scrie-ne pe Instagram. Sau dacă ai recomandări pentru noi. Dacă ai recomandări de plaje, de restaurante. Absolut. Mi-ar face mare plăcere să... Curbă. Să descoperim lucruri noi cu ajutorul vostru. Ar fi pentru prima dată și vă mulțumim pentru asta. Vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, tot Fabrica de Artiste și acolo. Nu uita să lași un like acestui clip dacă ți-a plăcut, dacă ai rămas până aici. Iar până data viitoare, salutare! Salutare.